prin gunji, prin marș, în august, septembrie, voi avea timp așa, dacă o să-ți fac o plăcere, să mergem împreună, să mai stăm de vorbă, să-ți mai spunem și așa mai departe, pentru că sunt niște lucruri care, zic eu pe undeva, le știu, le-am învățat și știu cam ce trebuie făcut. Pentru că în Focșani acum sunt câteva lucruri urgente, urgente, de rezolvat și astea trebuie să le faci urgent. Eu ți-am spus, am creat un colectiv de spunte bunișori aici, în marea majoritate tineri, au învățat meserie, știu despre ce este vorba și, în schimb, sunt oameni serioși. Semnătura ta și, cum să spun eu, toată responsabilitatea o faci prin ei, prin semnătura ta. Dar acum ar trebui urgent, urgent să rezolv câteva treburi. Avem la Colegiul Economic terminat un centru de practică. Ăla trebuie făcut rapid, de aproape gata, trebuie pus în funcțiune. Odată cu începerea noului graf oral, ar trebui pus în funcțiune. Ar mai trebui luat mobilă pentru bucătărie. Și ar mai trebui să te gândești că acel proiect, eu nu l-am văzut, eu l-am văzut acum când început să el, nu l-am văzut, ar trebui să, și există o posibilitate foarte simplă și cu bani foarte puțin de extinderea bucătăriei. Partea dintre blocul și, și unde este clădirea propriu-zisă, pentru că la ora asta bucătăria ea a fost dimensionată pentru acest bloc. Pentru acest bloc. Este un bloc care, practic,